M-ați chemat, tovarăși contabil? Da, am aici lista dumitale cu rechizite de birou. Ia să o citim împreună. Da. Ce ai pus aici? Aici... 3.000 col hârtie velină, calitatea întâia. Ce-ți trebuie dumitale atâta hârtie de scris? Păi știți și dumneavoastră, referate, contrareferate, referate suplimentare, hârtie de concept, etc., etc. Ce etc., etc.? Păi, schițe, bentițe, notițe... Mă rog, să zicem. Dar de ce velină și nu simplă? Pentru sandwich. Cum? Nu țineți minte? Ieri ați trimis-o pe Maria să vă ia un sandwich și vi l-a adus împachetat în jurnal. Ei, mă rog, aici ai dreptate. Păi da, asta. Da. 5 duzini creioane negre, 5 duzini creioane roșii, 5 duzini creioane albastre. Ce risipă asta? Cum risipă, tovarășe contabil? Eu scriu referatele cu negru. Cosăchescu le verifică cu roșu, iar dumneavoastră le aprobați cu albastru. Credeți că ar fi just ca să le aprobați dumneavoastră cu aceeași nuanță ca a noastră? Gândiți-vă ierarhic. Bine. Da. Dar de ce 15 duzini? Cum de ce? Vă trebuiește unul pe birou? Vă trebuiește unul în birou? Creionul e rotund, mai cade pe jos. Vă trebuiește unul sub birou? Cum e ieși? Dumneavoastră n-aveți copii la școală? Noi nu avem. Nu trebuie să învețe și ei desenul. Bine. Mai departe. Așa, să vă trăiască. Mai departe să continuăm. 20 de plicuri corespondență și 500 plicuri filatelice. Ce facem noi cu plicurile filatelice, șefule? Cum ce facem? Avem un capitol pentru plicuri. De ce să luăm de astea obișnuite? Luăm din astea filatelice, că au și premii. Vasilescu a câștigat o bicicletă și a luat numai unul. Dar noi că o să luăm 500. Asta e just. Mai departe. Da. Una gumă de șterg și 40 pachete lame Rotbar. Ce legătură au lamele cu rechizita de birou? Pentru creioane. Păi cu ce le ascuțim? Mă rog. Cumpără 2 lame, 5 lame, dar 40 de pachete... Se consumă. Știți cum sunt creioanele? Unul cu lemnul mai moale, altele cu barba mai tare. Asta cu lemnul mai tare. Uite, eu, unul, dacă mi-ascut creionul dimineața, până seara crește la loc. Ei, nu știu, în ceea ce mă privește, eu nu obișnuiesc cu lama. Eu le ascut cu... Așa că șterge acolo lamele și pune 3 ascuțitori și un brici. Le ascuțiți și contra? Duminica, da. Specificați atunci brici cu lamă lat. Și cu lamele ce faci? Deci știu eu. A, nu, lăsați, am o propunere. Trecem 40 de pachete clame și vorbesc eu cu dactilografa să nu-l bată pe cât. Și guma? Ce-ți trebuie, dumitale, gumă la birou? Aveți dreptate, risipă. Tai guma de acolo. Tai guma la...